Bine ați venit la istoria Wither-ului din Minecraft. Asta o să fie foarte interesant. Băieți și fete, bine ați venit la un nou episod foarte special la mine pe canal. Ei bine, fraților, astăzi ne vom uita la istoria primului Wither din Minecraft. Ați auzit foarte bine, astăzi o să aflăm cum a apărut unul dintre cei mai de temuți mob din Minecraft, boys. Mai exact, Wither-ul. Este o animație de la băieții noștri de la GameTunes și eu am zis că am zis că o să fie ceva super, super mișto și că trebuie neapărat să fac o reacție. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și hai să vedem cum a fost creat Wither-ul ăsta, boi, zicem pe bune, băi, e un mob super, super creepy și merităm să aflăm cum a fost creat. Let's go, boys, hai, 3, 2, 1 și... The story of Minecraft's first Wither starts with three princes. Hopa! Alistair, the eldest and heir to the throne. Godfrey, the middle child, cunning and loyal, and of course the youngest, me, Steve. Ok, boys, deși că istoria Wither-ului din Minecraft începe cu trei prinți, da? Prima dată erau aia doi, Alistair și Godfrey, sau nu mai știu cum îi chemam. Însă ăsta e băiatul important pentru că el povestește. Ăsta este Steve, da? Deci ăla era cel mai mare, ăla din mijloc și el e cel mai mic. Gen, am uitat așa în ordine. Deci sunt trei prinți, gen, și bănuiesc că ei reprezintă cele trei capete de Wither. Uite-i. Do you smell that, brothers? That's the scent of adventure. Ce că mirosițele e mirosul aventurii. I don't know. Uite, vedeți, băi, că băi, ăștia sunt așa pregătiți. Asta, Steve, al nostru e cam... Hai să dăm înapoi. Ce că totul miroase a soul sand, e oribil. Hai să mergem acasă. Oh! Hopa, mamă, vine gastul pe ei, boys. Deci fiți atenți, au venit aici în Nether special ca să luteze un Nether Fortress. Thank you, Alistair. Mulțumesc, Alistair. No time for thank yous. Godfrey, shoot it down. Bă, boys, ăsta e de treabă. Deci îl cheamă, pe ăsta îl cheamă Godfrey și pe ăla Alistair. Bă, Alistair e de treabă, l-a salvat pe ăla. Gen, a văzut că l-a împins așa. Uite, ăsta te-ți dea cu arcul, hai. Wow, let's go. Mișto, bravo. Haide, fraților, veniți cu mine, ne așteaptă gloria. Duceți-mă, băi. Ce mișto, bro, ce mișto. Uitați-vă acolo. Cei că poveștile erau adevărate. Undeva acolo, în acel fortress, sunt anumite chestii. Hai să vedem, boys, hai să vedem. Și că, ei se duc să-și iau un cadou pentru tatăl lor, regele, yes, but practic. What about monsters? Și că, da, sunt monștri acolo. Sunt acolo mulți care așteaptă să ne atace, gen un rău întunecat. Mamă, ce că o să-mi guste sabia, ai grijă, frățiorul, ai grijă, zic, dar da, treaba ta. Baza! Sărăcuții. Sărăcuțul ăsta, huza. Ok, mamă, și-au murit pe ăștia instant. Mamă, cum am intrat în fortress, erau foarte, foarte mult Wither Skeletoni. Bun, boys, deci ăștia au, cum îi zice, ăștia au luptat nebunește, gen, și au răsat foarte multe Wither Skull-uri, gen, foarte multe capete de Wither în spate. Not even warriors of their caliber could handle that many enemies at once. Mamă, ce că erau foarte, foarte mulți de ea. Aveau nevoie de mine. Steve, ia-ți toporul și ajută-ne. Ăsta-i frică, boys, dar gen, frații lui sunt în pericol pentru că sunt foarte, foarte mulți Wither Skeletoni și trebuie să-i ajute. Te rog, băieți, ce te rog? Hai, mă, că-ți de treabă, ajută-i. Sunt prea mulți. My fear got the better of me. I abandoned my brothers. And left them to die. Bro. Steve! Oh, yeah. Oh, mamă! Fraților, voi v-ați fi așteptat la așa ceva? Steve și-a abandonat frații, bro. I-a lăsat acolo să moară. Holy shit, ok. Asta nu e bine, gen. Ce-a făcut el chiar nu e bine, boys. Bă, și-a lăsat frații să moară acolo, voi realizați? Nu-i bine, nu-i bine ce ai făcut, Steve, frățiorul.
Mamă, uite, se aude, băi, vine să plângă. Bă, i-a abandonat. Even when we were little, Godfrey and Alistair always protected me. Ce că totdeauna m-au protejat, bro. Bă, ce nesimțit. I was too scared to act. Bă, era prea frică. No. What am I doing? Ce fac? I should be helping them fight. Trebuie să mă duc să-i ajut. Hai, du-te. 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 Mă, vine Blaze din spatele, dai grijă, frățiorul. Ce să se ducă? Bro. Bă, a venit frate sus să-l salveze. Hai, da, mă. Ia, uite ce-i face. Pau. Bă, a venit să-l salveze. Bă, îl iubesc fraților. No. Oh, iar spamul 2. Bă, ai grijă. Mamă, ok. Bun, i-a dat Blaze-ul ăsta. Hai, ajută-ți frații, ajută-ți frații. Hang on, you two. Așteptați. Hai, no, așteptați. It's too late for us. Ce, că e prea târziu pentru noi? Nu! What? No! Steve, complete our quest. Take the fortress's loot back to father. For the kingdom! Mamă. Boys au murit, bro. Bă, numai din cauza lui, man. Bă, o poveste aia în care te enervezi că e foarte, foarte tristă din cauza unui om. Și bă, asta mai e și personajul principal acum. Deci a zis și că să ne completezi misiunea și să duci să duci și am luat noi înapoi, înapoi la tatăl nostru. Alistair and Godfrey had saved me yet again. Bun. For the final time. Ultima dată când ne-a salvat, ia uite. As well as all the loot. Bun, s-a dus, s-a lutat Netherfort, restul a luat totul și a dus înapoi în regat. My brothers were right. It was a valuable haul for the kingdom. But at what cost? Mamă, ce cost? The king was obviously upset. With the death of Godfrey and Alistair, I was his only family left. Mamă, și taică-s era foarte, foarte trist că i-au murit fiii până la urmă. Plus că ăsta, na, era cel mai slab și el avea nevoie de ceva șmeche să fie rege. We will not let their sacrifice go in vain. We shall build a monument commemorating this victory in the Nether. Chica, trebuie... Thank you, but I'm not worthy of such an honor, my king. Nonsense. You were able to survive the deepest of dungeons to bring this kingdom wealth beyond imagination. We shall build it in the castle's courtyard. Its base will be of soul sand to mark where your quest began. Oh, mamă, boys, deci o să facă un monument. Și cred că monumentul e chestia aia pe care o folosim toți ca să spawnăm Wither-ul. On it shall be three Wither skulls, one for each of the champions. Alistair, the brave, on its left. Bun, și aici zice gen, o să fie trei capete de Wither. În stânga, Alistair, care este curajosul. Godfrey. În dreapta, Godfrey. On its right. Și în mijloc. Wither skull? That's to represent you, of course. Ăla ești tu. Valiant of them all. Ești cel mai valoros din trei. Mamă, băi, deci taicăsul crede că mamă ce a făcut el s-a luptat cu toți, dar de fapt tot aia l-au salvat. The new heir to the throne. Steve. Steve. It was a great honor to be heralded in such a way. Mamă, băi, boys, dar gen, știi, el cred că o să se simtă prost că nu-i corect, că erau curajoși, ăsta era un laș. I knew the truth. Uite, știa adevărul. Uite, știa că e vina lui, el știa, gen. Godfrey didn't survive. We are gathered here today to celebrate the great conquest of my sons. Because of their sacrifice, the kingdom now has more gold and diamonds than at any point in our history. Și că datorită sacrificiului lor, acum avem foarte, foarte mulți bani, că s-au dus în Nether și la Nether foarte sus. Steve, place the final Wither skull. Și că, mamă, îi zice, Steve, pune ultimul Wither, aici că se spawnează Wither-ul. Ca să completezi monumentul. Mamă, băi, nu, fraților! In that moment, a thousand thoughts went through my head. Sadness for my brothers. Uite, s-a simțit foarte, foarte prost. That I couldn't save them. Recredea că n-a putut să salveze. Și că era rușine că toată gloria lui. I wish for more than anything that I had a chance to prove my worth. That once and for all, I could prove I was a real champion. Și că trebuie... Mamă, ce s-a întâmplat? Boys? But as boys? Soon as I placed that final... Și că cum a plasat ăla, s-a întâmplat ceva. I knew Hopa. Something was wrong. Hopa! Boys, ce se întâmplă? Stay back, father. Stai în spate, tată. Bro, se face Wither-ul. Souls trapped in the sand and bro.
a apărut primul Wither? What is this creature? Ce e această creatură? Ce ai făcut? Nimic. Bă, era o bestie pe care n-am mai văzut-o până acum. Bă. Mamă, și-au fugit toți, vă dați seama. Mamă, ăsta... Bă, fiică, distruge tot regatul. Don't just stand there. Nu sta acolo. Atacă. Hai, da-mă, hai. Mamă, îi dă la degeaba, boys. Pentru că se regenerează, știți și voi. Ai grijă, băi. A dat în taică-su. O să poți pentru chestia asta. Bă, a dat în taică-su. I immediately knew what was going to happen to my father. He had the same look in his eyes as my brothers. Și că tatăl meu avea aceeași chestie, nu, ca și frații mei. The monster's spell. It's like poison. My body is withering away. Protect our people. Hai și că să ne protejezi oamenii, eu o să plec. Băi, băi, numai din cauza lui, bro. Voi vă dați seama. I can't do this alone. Nu pot să fac asta singur. Nu pot să protejez pe nimeni. My son. Fiule. He was right. I didn't have a choice. N-avea nicio altă alegere. Avea două șanse, boys, o să-l bată pe ăla și să salveze regatul, ori, na, să moară și el. Uite, s-a dus. As it destroyed village after village. Mamă, deci distrugea sat după sat. But it seemed like every time it was hurt, it would spawn skeleton fiends to help it. Mamă, deci că spawna și scheletorii ăsta. It has magical properties unlike any other. Even the Ender Dragon itself wasn't as powerful. Și că nici măcar Ender Dragon nu era așa de Dragemaker. Bă, ăsta nu mai avea săgeți, nu mai avea topor. Ce o să se întâmple? O să moară și el? But I had barely depleted half of the monster's health. Haide, haide. All I had left was my brother's diamond sword. Mai avea numai sabia de diamond al lui frate-su. And to hurt the wither, I'd have to get close again. Haide, du-te. The villagers were already dead. It would be so easy to run. To disappear. Și că deja distrugea atâtea villagiuri, acum puteam să fug. O fi că n-a fugit acum pentru ultima dată, dar tot vina lui e, boys. But I couldn't. Haide, mă. Du-te. Du-te, frățioro. Mama, ai grijă, du-te. Of, nu. Du-te, nu. E pe jos. A, face pe mortul! Yeah! Oh, nu se aștepta la asta! Let's go! Și-a explodat Wither-ul! Bro, a reușit, mă, dar totuși... It's done. S-a terminat. Boys, dar totuși, man... Thus began my lonely reign as king. Și aici el a fost rege, practic. Și că trebuia să facă totul bine. Whenever I got scared, I remembered my brothers and the price I'd paid for cowardice. Și că de fiecare dată când era frică să facă ceva, și aduce aminte ce preț a plătit înainte. Băi, fraților, a fost o poveste foarte, foarte interesantă. Gen, putem spune că chiar a fost super, super mișto. Însă, băi, m-a enervat, mă, că numai din cauza lui s-a întâmplat asta, bro, că a avut el să fugă. În fine, fraților, chiar a fost ceva super mișto. E bine că, na, practic, el a rămas rege și a reușit să salveze regatul. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusiancu și ne vom revedea cu un nou episod de noi. V-am pupat pe toți, pa, pa!